O știam în linii mari de când eram copil. Este povestea soartei bunicului meu. Am scris două romane. Amândouă se petrec în Imperiul Otoman, la începutul secolului 20. Nu este o coincidență. Cu primul meu roman, Orașul Dorințelor Nestințe, cu toate că am făcut un ocol prin Constantinopol, m-am apropiat de lumea bunicului. Ideea mea a fost să integrez oarecum povestea lui în cartea aceasta, dar nu am putut. Primul meu roman este, printre altele, o poveste de dragoste în timpul revoluționare. Acțiunea se desfășoară în Constantinopolul junilor turci. Multe din personajele mele sunt străini, veniți din alte părți. Chiar și Teodora, personajul principal, este venită din București, fiica unui comerciant român și o mamă româncă. Ca autor, așa mă simțeam și eu. Un outsider, încercând să pătrund într-o lume nouă pentru mine, necunoscută. Povestea bunicului cerea o altă abordare, mai intimă, mai profundă. Eu, femeie, americană, născută la București, dar crescută în Statele Unite, care am trăit mai mult de o jumătate din viață în viața mea în Olanda, trebuia să intru în lumea bărbătească a bunicului, în lumea războinică a anilor 1904-1908, în provincia otomană Macedonia, în lumea românească de atunci, însă foarte vitală, în satul de unde provenea, în familia lui tradițională. De ce trebuia spusă povestea bunicului? Pentru că marchează un moment istoric, nu numai al unei regiuni, dar și al unui neam. Marchează tradiția și memoria lui. Nu știu dacă există o memorie genetică. N-aș îndrăzni să spun. Eu am făcut ce am putut. M-am documentat. Am reînvățat limba greacă modernă ca să pot să citesc documentele scrise despre bunicul. Despre bunicul meu. Am citit cărți de istorie în mai multe limbi și am adunat memorii. Amintirile mele, în primul rând, unele din fragida copilărie, înainte de plecarea noastră în America. Și ce am auzit de la părinții mei și de la alții. Am observat. Am cunoscut mai mulți bătrâni din generația tatălui meu. Am fost în casa românești. Și lucrul cel mai important, ca punct de referință, l-am avut pe tata. Am crescut cu el, cu felul lui de a fi, cu amintirile lui, cu atitudinea lui, cu durerea lui. Din toate aceste elemente, am construit o lume. Așa cum mi-am imaginat-o. Cum am iubit că a fost. Și bunicului i-am dat o a doua viață. O viață posibilă, într-un univers cât se poate de apropiat de universul lui. Întribuit de nepoata sa. Mulțumesc! Pentru că ne-am liniștit puțin și am fugit de ploaie, aș vrea să salut și noi invitați care au venit acum mai târziu. Bună seara! Au venit chiar din America, să știți, deci puteți să citiți câteva rânduri chiar și în engleză, pentru că aveți aici auditoriu. Voiam să spun că evenimentul este însoțit și de o prezentare și degustare de produse tradiționale armânești. Sunt produsele unor producători care fac parte din rețeaua Țăranii Dobrogeni și din proiectul Experiențe Dobrogene. Sunt producători autentici, sunt armânii bijduveni de la Stejarul, care au venit cu brânza de capre, au 120 de capre și pot spune cu mândrie, ca dobrogean, în primul rând, și ca prieten al armânilor, că este prima și unica brânză atestată ca produs tradițional din Dobrogea din acest moment și sperăm că o să urmeze și alte produse pe care putem să le atestăm. O să aveți ocazia să gustați ceva mai târziu brânza clasică a căprițelor de la Stejarul, brânza cu nuci, brânza cu petale de trandafir și pentru că am ajuns la brânza cu petale de trandafir, să știți că alături de noi se află și doamna Mihaela Dumbravu,
care are rozariu sau plantația de trandafiri de la Covadin, una dintre cele mai mari plantații din țară. Am fost acum câteva zile și am vizitat-o și am gustat acolo niște produse incredibile, dulceața de trandafiri, limonada de trandafiri. O să aveți și dumneavoastră ocazia să le gustați. Mai sunt produse de oaie de la o stână de oi din Cojalac, tot din rețeaua Țărani Dobrogeni și din proiectul Experiențe Dobrogene, și acest producător face parte și pot spune că vine și el cu pași repez, probabil spre o atestare, ceva de genul acesta. Pentru că am terminat partea de produse, să mă întorc la partea culturală și să menționez că aici se află și un artist plastic, Zoița Nicoleta Panciu, se află acolo în spate, pentru că este timidă și de obicei preferă să nu vorbească și mai degrabă să-și arate lucrările. Este o artistă cu care am colaborat de câțiva ani încoace, pentru că ea expune și în Galeria de Artă de la Pasaj Virgil Coman și chiar de mâine debutează o nouă expoziție sub semnătura ei. A venit astăzi cu câteva lucrări mare albastră ca să sprijine acest demers cultural al experiențelor dobrogene și să fie alături de autoarea doamnă Cornelia Golnă. Și închei cu prezentarea, dar nu sunt cei din urmă, pentru că îmi sunt foarte dragi și colaborăm tot așa de 2 ani și s-a legat între noi cu sensibilitate și loialitate, o mare prietenie și pentru mine sunt numai prințese și zburători aici în spatele meu, ansamblu de dansuri tradiționale armonești Iholo, și sunt recunoscătoare Mirele Goga pentru că pune atâta pasiune și este atât de serioasă în tot ceea ce face și o să vedeți și o să îmi dați dreptate, pentru că eu știu și-i cunosc și știu cum dansează și știu cum se prezintă în fața publicului. Sunt niște tineri minunați și duc cu mândrie tradițiile armonești mai departe către public și în experiență Dobrogene le prezintă chiar într-o formă modernă, unde ne putem bucura cu toții de ele, indiferent că suntem români, tătari, turci, armâni, lipoveni, suntem cu toții dobrogeni și suntem unii de alții. Acum l-aș invita pe un cel mai mare susținător al doamnei Cornelia Golnă, domnul Ian, care vorbește limba română impecabil, impresionant și care are o voce minunată și va da glas câtorva rânduri din Eroi Pătați. Mulțumesc! Vă rog să nu iertați accentul de olandez. Vreau să citesc câteva rânduri din traducerea cărții în limba română. Traducerea este semnată de domnul Mircea Bucurescu. Lumea la picioarele noastre, spusese bătrânul Agaton. Și știi de ce? Datorită muntelui, răspunse tânărul Agaton, fiindcă mai auzise monologul bunicului. Datorită muntelui, spusese bătrânul Agaton. Asta e secretul. Muntele, sălașul nostru, cuibul nostru de vulturi, ne-a ținut liberi într-un imperiu de sclavi. Îi știm toate locurile tainice, fiecare vâlcea și coamă, fiecare potecă și cărăruie. Putem să citim muntele, semnele urșilor și ale lupilor, ale fazanilor și iepurilor. Și ne-a dat vederea asta largă, de sus, atot cuprinzătoare. De aici putem vedea că lumea e mare, mai mare decât satul în care ne-am născut. Mai mare chiar decât muntele însuși și valea de dedesubt. Cel mai umil cioban, dar ciobanii nu sunt umili, a văzut mai mult din lumea asta decât țăranii din vale, decât fierarii și băcanii din satele de jos, a căror cea mai cutezătoare ieșire în lumea largă este un drum la târgul din Sorovici, odată la câteva săptămâni. Strămoșii noștri păstori cutreierau muntele în sus și în jos în căutare de pășuni pentru turme. Au văzut cum trăiau alți oameni, țăranii din vale, bulgarii, cum se speteau cu spinarele încovoiate, capetele plecate. Pentru ei, ăștia arătau ca niște furnici, robotând pe câmpurile alea bogate. Nu pentru ei, ci pentru stăpânilor turci și albanezi,
Trudeau din zori până la sfințit și când ziua se sfârșea, erau slăiți. Erau ștoși de vlagă și nu vedeau mai departe din propria amărăciune. Și a românii și-au spus, asta nu e viață pentru români. E muntele. Întotdeauna muntele ne încearcă. Viața nu e ușoară aici. Muntele e răpos și aprig. A trebuit să găsim o cale de a trăi, de a supraviețui. Din timpul străvechi am tras în piept aer curat de munte. Ne iubim meleagul, dar tânjim, avem nevoie să vedem ce se află dincolo. Uneori lumea râde de noi pentru că suntem încet la vorbă, încet la faptă, încet în mișcări. Chiar și cântecele și jocurile noastre sunt molcule. Dar asta e puterea noastră. Ne măsurăm pașii, gesturile potrivit demnității noastre. Un ar român gândește așezat înainte de a face o mișcare. Dar când o face, știe că este cea potrivită. Am devenit neguțători și meșteșugari. Am deschis zările călătoriei și comerțului. Am bătătorit drumuri. Cărușim mărfuri și oameni cu caravanele. Mulți din neamul nostru s-au strămutat în orașe și târguri, chiar dincolo de hotarele Imperiului. De dragul afacerilor și al bunului trai. A românul, ager la minte, nu va roboti pe deșelate, ci va căuta să facă avere. Și în felul ăsta își va păstra onoarea și libertatea. Va face ce am făcut eu și va îngriji de nevoile familiei și va fi stăpân pe soarta lui. Și nu va uita niciodată muntele. La ce l-a făcut să fie ceea ce este. Vă mulțumesc!